Doamnelor și domnilor, difuzăm chiar acum înregistrarea realizată de colega noastră, Evgenia Chironaki. Este un reporter sub acoperire în această acțiune extrem de importantă și de riscantă, de a afla adevărul. Cuscrul lui Gheorghe Dincă, cel care este tatăl soției fiului cel mai mare fiu al lui Gheorghe Dincă, vorbește despre faptul că fiul, ginerele său, iertați-mă, va fi arestat pentru că a dus fete în Italia. Întrebarea este dacă se referă la aceste fete, la Alexandra și la Luiza, sau se referă la alte fete. Toate lucrurile pe care le spune au o relevanță uriașă în cazul Caracal. Ceea ce n-au reușit organele statului, reușește Evgenia. Un material, un fragment dintr-un material extrem de amplu și de o foarte mare valoare jurnalistică realizat de Evgenia Chironaki. Orașul colcăie de indivizi ciudați. Fix la o lună de la dispariția Alexandrei Măceșanu, echipa în premieră investiga în Caracal acest caz. La un moment dat, reporterul nostru i-a acostat de un bărbat apropiat de vârsta lui Gheorghe Dincă și care, culmea, s-a dovedit a fi chiar cuscrul lui. Băiatul lui el mare ține fata mea. Și de cuscrul dumneavoastră ce știți? A făcut pentru prima dată, ce a făcut sau mai făcut, așa? Nu, a făcut mereu, că îi plăcea tineret, drăguța mea. Devenise foarte clar, bărbatul credea că are în față o posibilă victimă. O tânără pe care ar putea să o convingă din câteva vorbe să se culce cu el și cu alți bărbați în țară sau în străinătate. Apoi individul ajunge să vorbească și despre ginerele lui, adică fiul lui Gheorghe Dincă, prin intermediul căruia, spune, fetele ajung să se prostitueze în Italia. Mergem până în eu, o mașină, dar fără mine nu plecați în mașină. Ne duce cine cunoaște trasura lui 17-18 ani, circul două. Ne duce în Italia, ne casează. El era produs. Are italien, mege mare. Reporterul îl lasă să-și continue planul de racolare, încercând în felul ăsta să afle până unde vrea să meargă. Iar dialogul devine absolut halucinant. Cum ești tu de făcută dacă te duci în Vicența? Îți dă și bani toată noaptea? E cât? E 200 de euro. Admite că anchetatorii au intrat și în curtea lui în căutarea indiciilor despre cele două fete dispărute din Caracal, dar desigur, el nu are nicio legătură cu asta. La 11 fără un sfert noaptea m-au controlat în curte. Mi-a făcut proces verbal acolo pe mașină. Că a adus cinerii meu fetele moarte la mine. Fetele, a venit Dani la expediat. Mai mult, mărturisește că a fost bătut de Daniel Dincă, fiindcă a vrut să-l toarne la poliție. Îl arestează și pe el, tarzi din gură. Mă-i spune, nu mă-i spune, dar îl arestează și pe el. De ce credet că îl arestează? O lua fetele, le-a dus la Italia, la produs. Și după această mărturisire halucinantă, se întoarce liniștit la planul lui de racolat, fără să-și dea seama că lângă el stă un jurnalist. Când începe să devină prea insistent, reporterul se retrage din această scenă, care putea în orice moment să degenereze. Brusc, în peisaj, apare fiul individului, care, extrem de iritat, încearcă să împiedice echipa să plece. Mă, care ai treaba, spune-mi! Cu Dică ceva, spune-mi! A fost nevoie de un apel la 112, ca să putem să scăpăm de el. Acești bărbați, rude prin alianță cu Gheorghe Dincă și apropiați în afaceri, fac parte din normalitatea peisajului și nu exclus să existe fete care le-au căzut în plasă.